Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei născuți cu soare ascendent și lună în fecioară. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne dezvăluie energia cărților Oracol și de Tarot. În primul rând, pe 1 decembrie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, a intrat în semnul Capricornului, în casa voastră a 5-a. Acest sector din viața voastră vorbește despre copilărie, despre copilul interior și despre copiii voștri în caz că aveți, despre romanță, iubire și despre a ne îndrăgosti, despre bucuria de a trăi și despre pasiunile noastre, creativitatea. Vorbește și despre riscuri. Arhetipul Capricornului este serios, matur și înțelept. Iar Mercur este planeta a gândirii, a intelectului, a comunicării și a modalității prin care noi interacționăm cu ceilalți. Într-o casă a iubirii, această energie va spune comunicăm clar și matur. Aducem respectul în discuție, ne respectăm reciproc. Este acea energie cu ajutorul căreia acum devenim înțelepți și ne maturizăm în relațiile noastre de iubire sau devenim din copii adulți. Mercur va avea un parcurs interesant în această lună, va și retrograda. Vom vorbi despre toate acestea cronologic. Mai departe, pe 4 decembrie, Venus va intra în Scorpion, în casa voastră a 3-a. Casa a 3-a este casa planetei Mercur și a Gemenilor. Este casa unde guvernatorul vostru este stăpân. Scorpionul este arhetipul profunzimii, al morții și al renașterii, dar și al transformării și al regenerării. Venus, zeița frumuseții, guvernatoarea banilor lichizi, a iubirii și a stimei de sine, într-o casă a comunicării, este o energie foarte incitantă și magnetică. Profundă, de asemenea, Venus în Scorpion detestă comunicarea superficială, tot ceea ce este inutil, vrea profunzime și discuții de suflet. În această lună pentru voi, această energie și acest tranzit aduce mai multă însemnătate și la nivel de modalitate de a gândi, dar și la nivel de modalitate de a comunica. Casa a 3-a reprezintă comunitatea noastră, tot ceea ce avem noi pe lângă casă, vecinii, familia extinsă, frații, surorile, mătușile și unchii, distanțele scurte pe care le putem parcurge, studiile noastre, cursurile pe care dorim să le începem. În acest context, Venus în Scorpion vrea să aloce timp lucrurilor care contează cu adevărat. Nu mai vrea să piardă timpul cu lucruri inutile, de suprafață, care de fapt nu servesc nimănui. Venus în Scorpion poate marca începutul conversației cu cineva care ulterior să devină parte din familia voastră sau care ulterior să devină relație de iubire serioasă pe termen lung. Sau în această lună, pentru că vă maturizați, pentru că deveniți mai responsabili și mai înțelepți, veți pune mai mult accent pe comunicare, care totuși ar trebui să aibă însemnătate, să ne uităm la suflet și nu la partea exterioară. Sunt sexy și știu asta, spune Venus în Scorpion, în consecință veți comunica cu încredere, iar în momentul în care voi veți spune ceva, ceilalți vor fi magnetic atrași de voi sau vă vor asculta fără să înțeleagă de ce. Pentru alții dintre voi, Venus în Scorpion aduce discuții despre subiecte tabu, discuții erotice, poate pentru unii dintre voi, sau discuții care au legătură cu mult mister. Poate aduce și o comunicare misterioasă despre care să știți doar voi, sau conversații secrete cu cineva, da, în legătură cu iubirea. O relație de iubire secretă sau să descoperiți că cineva se gândește foarte mult la voi în această lună. Mai departe, pe 12 decembrie, avem o frumoasă lună nouă în Săgetător, în casa a 4-a. O lună nouă înseamnă că începem ceva, că avem noi intenții și noi gânduri într-o anumită privință.
Casa a patra reprezintă spațiul locativ, părinții, trecutul, originea noastră, rădăcinile noastre. Iar săgetătorul este arhetipul înțeleptului. Este acel moment din viețile noastre în care ne transformăm din student în profesor. Adică am căpătat experiența necesară să facem ceva mai mult decât anterior. Reprezintă legea, drumurile pe distanțe lungi și tot ceea ce ține de străinătate sau de alte culturi. O lună nouă în săgetător poate aduce gândul de relocare, să îmi iau casă în altă țară sau să mă mut în altă țară cu tot cu familia mea. Aici vorbim și despre relația cu părinții pe care poate acum, maturi fiind și voi la rândul vostru, îi înțelegeți mai bine. Descoperiți niște lucruri care au legătură cu familia voastră pe care acum o înțelegeți mai profund. Pentru alții dintre voi poate însemna un plan de extindere în străinătate sau să începeți să lucrați de acasă, dar în parteneriat, fie cu cineva care este dincolo de granița țării în care voi locuiți, fie cu o companie care nu are sediul central în țara în care voi locuiți. La fix o zi după, Mercur retrogradează în Capricorn, în casa a cincea. Parcă mai doriți să fiți puțin copii. Sau parcă vă mai încearcă niște lucruri care și-au pus amprenta asupra voastră în copilărie. Mercur în Capricorn este o perioadă de introspecție în retrogradare, reevaluarea gândurilor mele. De ce am acest gând? De ce nu pot depăși acest prag? De ce am acest sentiment? Mercur în Capricorn, am spus că este o energie scurtă, clară și la obiect. Iar în perioada de retrogradare pot apărea din trecut, se pot reactiva discuții lăsate în eter, care acum să fie finalizate, concretizate. Pentru că pe 21 și soarele intră aici în Capricorn și vine cu energie vitală și vă susține. Este casa soarelui de drept, este casa leului, care spune îndrăznesc, sunt generos, am compasiune și înțelegere. În Capricorn, aici în casa 5-a, soarele spune gata, mă mut la casa mea, îmi văd de viața mea și în sfârșit iau decizia că omul cu care eu sunt acum într-o relație este cel alături de care vreau să rămân. Cu el vreau să mă căsătoresc sau cu ea vreau să mă căsătoresc. Sau da, acest om reprezintă pentru mine partenerul ideal. Pentru alții dintre voi, copiii voștri se maturizează, devin responsabili și veți vedea că fac demersuri în această privință. Pe 23 decembrie, Mercur face un pas înapoi în săgetător în casa a patra, tot în retrogradare, pentru a se asigura că nu a scăpat nimic din vedere. Mercur în săgetător spune, vreau toate datele problemei pentru a putea trage concluzia finală în retrogradare. Săgetătorul este cel care ajunge foarte repede la o concluzie, pe alocuri bazându-se pe propria sa credință. Iar într-o perioadă de retrogradare în săgetător, spune, te-ai asigurat că ai toate datele? Te-ai asigurat că nu îți scapă nimic din vedere? Mai ales în ceea ce ține de spațiul tău locativ. Vrei să te muți cu această persoană? Te vezi locuind, făcând parte dintr-o familie cu această persoană, pentru că are legătură cu casa a cincea, unde voi l-ați avut pe Mercur în retrogradare în Capricorn. Ai luat decizia corectă? Pe termen lung este ceea ce ai tu nevoie? Dacă da, bun, atunci va fi de succes. Dacă te-ai asigurat că ai toate datele problemei, că ai acoperit toate întrebările și toate deceurile tale, au acum un răspuns. Pentru alții dintre voi, reevaluați ideea de relocare. Ați vrea parcă să vă întoarceți acasă, dar nici voi nu știți exact ce să faceți. Și toate aceste lucruri vor fi în analiza voastră, în atenția voastră în această lună, pentru că până la urmă veți fi cumva nevoiți să luați o hotărâre finală. Pe 26 decembrie are loc evenimentul de lună plină din casa voastră 11-a în arhetipul racului. Racul simbolizează familia, trecutul, părinții și relația cu aceștia, rădăcinile noastre sau spațiul locativ.
Casa 11-a ne vorbește despre viitor, despre idealurile noastre înalte, despre grupurile sociale din care pot face parte, despre recompensele mele și ce pot lăsa în urma mea, iar o lună plină spune finalitate, detașare sau corectarea acțiunilor din ultimele 6 luni. În acest context, pentru voi, într-o casă a viitorului cu un arhetip care face un pas înainte și 3 înapoi, luna plină vine și spune, este necesar înainte de toate să te eliberezi de atașamente pentru a putea face un pas concret în viitor, pentru a putea să-ți atingi țelurile. Pentru toate acestea este important să luăm în considerare și poziția soarelui din casa a 5-a, unde avem energia Capricornului pe Mercur în retrograd în primă fază și acele gânduri despre relație serioasă și maturitate. Mă gândesc la viitorul meu acum sau la viitoarea mea familie. Ce mă ține aici în loc din a avea o familie? Sau ce se întâmplă în familia mea care mă blochează pe mine la nivel personal să evoluez? Oare au luat în anumite momente din timp și din spațiu părinții mei sau formatorii mei principali decizii în locul meu? Pentru că acum pot remedia acest lucru. Pentru alții dintre voi s-ar putea să oscilați în gânduri și în idei despre cum vor evolua lucrurile la voi în familie. Să vă doriți, dar să nu știți ce anume să faceți. Racul vorbește despre atașament. Este un semn intuitiv, dar greu mișcă lucrurile din loc. Într-o casă care are legătură cu prietenii, s-ar putea unii dintre voi să renunțați la niște prietenii, la niște oameni pe care i-ați considerat ca a fi parte din familie. Sau este necesar să corectați ceva în această zonă? Pentru alții dintre voi implică niște decizii care au legătură cu proprietățile voastre, cu spațiul locativ, cu o posibilă relocare sau mutare în altă casă. Folosiți-vă intuiția pentru că vă va servi în această lună. Și nu în ultimul rând, pe 29 decembrie, avem parte de Venus în tranzit în Săgetător, în casa voastră a 4-a. Și Venus în Săgetător spune, sunt sexy și știu asta și am încredere în mine și vreau să mă distrez, să petrec, să mă simt bine. Săgetătorul, am spus, este un semn înțelept, dar este și un semn petrecăreț. Iar Venus, planeta iubirii, a banilor și a stimei de sine, este un semn magnetic care atrage. O relație de iubire este o energie ușor impulsivă, este o energie care vă dă încredere, care vă dă acel impuls imbold de care aveți nevoie pentru un act de curaj, pentru a lua o hotărâre. Unii dintre voi în sfârșit luați decizia să vă mutați cu cineva, să locuiți împreună, acum ca și un cuplu. Iar alții dintre voi veți spune, dacă să mă mut în altă țară este ceea ce mie îmi face bine, la nivel de suflet, o voi face. Dacă nu, voi avea încredere că mi se arată calea. Venus vorbește despre relația de iubire care poate avea legătură cu altă naționalitate. S-ar putea să vă confruntați și cu această provocare. Ne iubim, dar ce facem? Ajungem să fim împreună și în ce țară să locuim? Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, să aveți parte de tot ceea ce vă doriți. Și să vedem acum despre ce este vorba și în energia cărților Oracol pentru Fecioară, decembrie. Casa a 10-a, luna plină din rac. Finalitatea unei etape din viața voastră la nivel de profesie. Pentru unii dintre voi poate fi reconversie profesională. Povara numelui de familie, al familiei din care faceți parte. Poate până acum ați urmat o profesie pe care au urmat-o părinții voștri și în această lună vreți să vă rupeți complet de aceste lucruri pentru a face ceea ce vă place vouă cu adevărat. Pentru alții dintre voi poate însemna un apogeu. Culeg roadele muncii mele de până acum, primesc niște bonusuri pe care le voi folosi în casa mea pentru achiziție de casă nouă, dacă vă doriți acest lucru. Pentru alții dintre voi sunt pași foarte bine calculați pe care îi faceți în zona carierei, în zona profesiei voastre
și în zona descoperirii sensului vieții. Pentru că Venus în Scorpion va spune, trebuie să te gândești la lucrurile profunde în această lună. Nimic superficial nu are ce să caute aici. Vă veți trezi poate melancolici, profunzi, înțelepți, în căutarea misterului vieții. Venus în Săgetător și Venus în Scorpion sunt sexy și știu asta. Veți deborda de magnetism și veți fi foarte atrăgători în ochii celorlalți. Pentru alții dintre voi veți începe niște flirturi, da? Veți cunoaște pe cineva și veți începe să vă lăsați prinși în misterul cuceririi și va fi o energie foarte profundă și incitantă. Mercur și casa a 11-a. Modalitatea în care voi gândiți și în care abordați în general viața va fi de mare impact în această lună pentru voi, pentru că va da startul unui nou viitor. Este ca și când viitorul vostru începe acum în această lună. Este foarte important să fiți atenți la ce semințe plantați începând cu luna decembrie, pentru că ulterior în viitor veți beneficia de recoltă, dar în funcție de munca voastră, de propriul vostru efort. Pentru alții dintre voi sunt planuri de viitor alături de cineva cu care sunt în discuții de ceva vreme. Ne maturizăm și luăm în sfârșit o decizie înțeleaptă, matură, responsabilă. Mai departe, microfonul, casa 8-a în Săgetător. Casa 8-a în Săgetător este o energie plină de flirt, de sexualitate, de petreceri, vești care vin pentru noi. Suntem pe val, suntem într-un punct în care ne simțim bine. Pentru alții dintre voi este libera exprimare. Întâlnesc sau vorbesc sau discut cu cineva exact așa cum sunt eu. Mă simt eliberat de constrângerile tradiționale. Pentru alții dintre voi este acel moment în care să prindeți trenul și să spuneți cu adevărat în univers ceea ce vă doriți, pentru că asta puteți materializa. Cineva va dori să aibă o conversație cu voi în această lună, o conversație pe care voi o așteptați de mult timp. Uite câtă nerăbdare! Avem aici ca și anotimp primăvara, luna nouă din Săgetător, care pentru voi are loc în casa a patra, ceva ce are legătură cu planurile voastre de viitor, ceva ce are legătură cu familia. Avem semnele berbec, taur și gemeni. Este o energie de început, a unor noi începuturi și aici avem leul. Avem portal 11, liberul arbitru, de la obscuritate la lumină sau poate fi și invers, decizia va aparține. Avem cavalerul, încrederea în mine însămi, curajul de a face lucruri, curajul de a transmite ceea ce îmi doresc. Neînfricat, sunt pasional și am încredere că acolo unde eu depun un efort, mi se întoarce și investiția. Este o lună în care să aveți curaj să începeți ceva ce aveți în minte. Pentru alții dintre voi este o lună în care să aveți curaj să finalizați ceva, odată și pentru totdeauna. Și aici avem inima și casa. Numărul 6 și racul. Este un fel de 6 de cupe. O întâlnire cu un suflet pereche pe care l-am tot întâlnit de-a lungul vieților mele anterioare. Este acea energie, acel început alături de cineva cu care eu simt acum desăvârșirea, cu care eu pot acum să mă maturizez și să fiu cea mai bună versiune a mea posibilă. O casă plină de armonie, mă simt în siguranță, sunt iubit, am parte de familie alături și de susținere din partea lor, ceea ce sufletul meu dorește, după ce sufletul meu tânjește. Asta va veni către voi aici și este o energie foarte pasională, foarte magnetică. Să vedem mai departe, la nivel de relații, plan material și emoțional pentru Fecioară decembrie.
Unii dintre voi s-ar putea să începeți ceva ce are legătură cu transmisia, pentru că tot vedem aici microfonul și pentru că tot sunt acum în trend podcasturile, poate aveți ceva planuri în această direcție. La nivel de relații, avem 8 de cupe, nebunul, asul de bâte și 10 de monede. Fascinant cum energia se aliniază atunci când este ceea ce trebuie să fie. 8 de cupe spune că plec într-o nouă călătorie care are legătură cu îndeplinirea dorinței mele să ating fericirea în această viață și o iau de la început. Noi intenții, noi acțiuni care în această lună mă duc pe mine către stabilitate, atât emoțională cât și în planul material, către familie. Unii dintre voi atât așteptați. O idee, un act de curaj, puțină susținere sau acea idee venită din neant, acel impuls, acel moment potrivit să faceți o propunere cuiva. Și veți avea cum. Cei care sunteți singuri, cunoașteți pe cineva, dar alături de care să treceți prin metamorfoză, prin împlinirea voastră supremă. Cei care sunteți în relații deja formate, o luați de la început, veți depune securea războiului, veți arunca prosopul în ring și veți spune, hai să ne maturizăm, hai să lăsăm lucrurile care nu contează, pentru că până la urma urmei suntem o echipă. Unii dintre voi veți dori să vă îndepărtați de familie sau de conceptul de familie, de un partener din trecutul vostru pentru a o lua de la început. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, cel mai puternic aici indicat este faptul că o veți lua de la început într-o altă direcție și că vă veți îndepărta sau este recomandat să vă îndepărtați de cineva din trecutul vostru, că acea persoană s-ar putea să vină înapoi către voi cu promisiuni, dar care nu vor duce nicăieri. Ce spune 8 de cupe? Ce vă doriți voi din suflet în relații? Judecata. Minte limpede și o revenire. O revenire la o stare de a fi, o revenire la armonie sau să aveți parte de iubire. Pentru cei singuri vă doriți să intrați într-o relație și este un moment oportun pentru voi să o faceți pentru că veți fi remarcați în această lună. De cineva, cel mai probabil din comunitatea voastră, din vecinătatea voastră, din proximitatea voastră. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este acel moment de judecată și discernământ suprem prin care veți avea capacitatea să ajungeți la concluzia potrivită pentru voi. Este o aliniere sau o realiniere cu partenerul vostru de viață, cu care înțelegeți acum că aveți o direcție și un sens comun, care este mult mai profund decât cel la care v-ați gândit voi în primă fază. Poate fi împăcarea, poate fi armonia, poate fi reluarea unor discuții pe care le-ați avut și depășirea unor obstacole, depășirea unor discuții incerte. Lăsăm în urmă confuzia. Pentru cei care sunteți în separare, pentru unii dintre voi spune revenirea. Dar revenirea iubirii în viața voastră și să înțelegeți în această lună dacă cei de care v-ați separat erau cu adevărat oamenii potriviți pentru voi. Este acțiunea și activitatea din casa a cincea care vă spune că trebuie să fiți foarte maturi și înțelepți și sinceri, coerenți în ceea ce spuneți și ceea ce gândiți. Iar pentru alții dintre voi poate fi revenirea cuiva în viața voastră, pentru că în perioadele de Mercur retrograd apare mereu fostul sau fosta, dar apar pentru a ajunge la o concluzie, nu neapărat pentru a rămâne. Peste nebun, apare aici împăratul. O iau de la început pentru că acum știu ce vreau. Cei care sunteți singuri veți atrage pe cineva matur în viața voastră care să fie un partener stabil și cu care să aveți o relație de lungă durată. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici se abandonează lupta pentru putere și deveniți aliați. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, pentru unii dintre voi, persoanele de care v-ați separat, se maturizează cumva. Au plătit o karmă, au înțeles niște lucruri și acum
pot, au capacitatea să facă echipă cu voi, să fiți un cuplu. Iar pentru alții dintre voi vi se spune să ieșiți din relații de codependență și să vă detașați de ceea ce aveți, pentru că nu faceți altceva decât să vă supuneți unor credințe proprii, dar care nu au nimic de a face cu iubirea. Asul de bâte aduce 8 de monede. Propria voastră intenție, modul în care gândiți și simțiți în această lună, va materializa viitorul vostru. Și aici mi-a căzut din pachet 8 de bâte. Ce începe acum va dura în timp. Ce începe acum va da startul unui nou potențial de relație. Stabilă, da, dar intrăm într-un an de vibrație 8, care este un an destul de prosper din punct de vedere financiar, dar și un an karmic la nivel general, în anul ce urmează. Și atunci, alegerile voastre din luna decembrie, în funcție de cum sunteți voi și de ceea ce vă doriți, vă vor da un rezultat în anul ce urmează. Pentru foarte mulți dintre voi este o interacțiune echilibrată și erotică și calmă și calculată și plină de entuziasm și de profunzime prin energia scorpionului. Este o energie bună pentru voi aici, în care veți avea activitate în luna decembrie. Veți încheia anul petrecând, simțindu-vă cumva sexy și irezistibil. Să vedem. Veți încheia anul exact cum am spus, sexy și irezistibil. Fiecare în felul propriu. Este o lună în care veți sărbători sau este o lună în care vă veți simți mai lipsiți de povara sufletească pe care ați avut-o în relațiile voastre și în care veți trece de la întuneric la lumină, metamorfoză pentru absolut toată lumea. Un eveniment care vă bucură sufletul, un eveniment în care vă recăpătați așa încrederea în voi înșivă și vă relaxați. La nivel de plan material, avem spânzuratul, 5 de bâte, 4 de cupe și înalta preoteasă. La nivel de plan material este acel de ce, sistematic și constant, adresat ori de câte ori lucrurile nu funcționează. De ce nu sunt fericit, de ce nu știu ce vreau, de ce sunt în blocaj? Pentru că este necesar să vă schimbați modul de a gândi și să vă maturizați într-o oarecare formă. Cumva, pentru unii dintre voi, a fost în permanență, să spunem la nivel de plan material, ideea că oricum vă descurcați sau oricum aveți o plasă de siguranță undeva. Fie că vă întoarceți în casa părintească, fie că aveți prieteni în jurul vostru care să vă întindă o mână de ajutor. Dar aici aveți foarte multă concurență la locul de muncă sau aveți foarte multă neclaritate, foarte multă invidie care v-a înconjurat în ultima perioadă și în această lună veți putea să vă eliberați de acest lucru. Pentru alții dintre voi, prin energia lunii pline din casa a 10-a din RAC, vă eliberați de niște atașamente legate de bani. Dacă aveți bani, atunci veți înțelege ce aveți de făcut cu ei. Dacă sunteți în diverse forme de constrângeri financiare sau în lipsa banilor, să spunem așa, veți înțelege că aveți un conflict cu banii, că se datorează tiparului familiei din care faceți parte și veți înțelege și ce aveți de făcut de acum înainte. Aveți unii dintre voi o traumă inconștientă în legătură cu banii, o frică și o teamă de sărăcie, o frică și o teamă sau o luptă pentru supraviețuire. Atunci când lupți pentru supraviețuire, nu te apreciezi pe tine la adevărata ta valoare. Alții dintre voi veți spune, stop, trebuie să aflu ce îmi doresc acum în luna decembrie. Veți fi așa gânditor și veți spune, parcă nu mai place ce fac, hai să văd ce idei îmi vin sau către ce mă îndrept de acum înainte. 6 de spade și veți găsi o cale, dar calea aceasta va veni din liniște, din analiză, din recuperare. Cumva unii dintre voi recuperați ceva, vă recuperați pe voi, vă recuperați pasiunea, bucuria de a trăi, entuziasmul și veți avea alegeri de făcut, veți avea de unde alege. Sunteți în prag de alegeri și asta au arătat și cărțile anterior. 6 de monede. Cât dau, atât primesc. Unii dintre voi aveți o nevoie sau este necesar cumva recomandat, să spunem, să
mai acumulați niște cunoștințe în plus. Dacă vreți mai mulți bani sau o carieră strălucită, trebuie să mai faceți niște cursuri, să actualizați ceva, fie la nivel de studii, fie la nivel de pregătire. Și de îndată ce veți face aceste lucruri, veți primi postul potrivit pentru voi, veți înțelege către ce vă îndreptați. Altora dintre voi li se întoarce o datorie, veți culege niște roade. Poate se aplanează un conflict cu comunitatea, vecinii, familia extinsă, de unde recuperați niște bani. Pentru alții dintre voi aici, 6 de monede spune că este timpul să nu mai depindeți de nimeni altcineva și să stau, să aștept să depind de XYZ. Sau căutați o cale prin care să deveniți poate independenți financiar și să nu mai depindeți de angajatorul vostru. Soarele, și veți găsi o cale. Soarele în Capricorn spune ok, eu știu acum ce am de făcut și uite, chestia asta mă bucură și foarte mult. De ce? Pentru că am experiență, am acumulat experiență și știu cum să o fac. Pentru foarte mulți dintre voi, soarele în Capricorn atunci, în data de 21 decembrie, vine așa, cu o idee de vitejie, cu un gând foarte plin de încredere că puteți să începeți ceva pe cont propriu și veți reuși. Însă trebuie să fie cu un plan de afaceri foarte bine stabilit în spate, altfel, după principiul și vedem noi și ne descurcăm noi, nu va ține, pentru că Saturn în Pești va dărâma castelul de nisip. Vrea cărămidă la bază. Și avem training, cursuri, pregătire în plus, exact cum am spus, trebuie să ne îmbunătățim la nivel profesional, să mai acumulăm informații, să facem niște cursuri sau să citim noi individual niște lucruri care ne pot ajuta și ne pot susține. Pentru alții dintre voi, chiar dacă ați ajuns la zona în care v-ați retras din câmpul muncii, puteți face ceva, puteți studia ceva pentru a vă ține creierul activ, pentru că așa starea voastră de bine și de sănătate va fi una foarte bună. Și la nivel de plan emoțional, oh, ce grozav! Avem pajul de cupe, bucuria de a trăi pe care o redobândiți acum, roata destinului, îndrăgostiții și lumea. Unii dintre voi veți avea un punct culminant, o concluzie foarte fericită în relațiile voastre. Veți ști ce vreți de la o relație, de la un partener și veți avea posibilitatea ca în urma unor alegeri să începeți ceva bun de suflet. Alții dintre voi vă puteți elibera de o relație care nu a mers, de o relație karmică și în sfârșit în această lună aveți curaj să o faceți. Alții dintre voi vă puteți întâlni iubirea vieții voastre, dar care să fie inul yangului vostru sau yangul inului vostru, adică perfect pentru voi, perechea potrivită. Pentru alții dintre voi veți ieși dintr-o condiție medicală care v-a afectat o lungă perioadă de timp, mai ales la nivel de respirație de plămâni. Simțeam că n-am aer să respir, că mă sufoc, simt că sunt legat de mâini și de picioare. Poate aveați provocări la nivel de mobilitate și în această lună veți vedea că există o modalitate de recuperare mai bună. Pentru alții dintre voi aici să știți că destinul intervine pentru voi și vă arată o cale. Veți vedea niște indicii foarte bune despre ce aveți de făcut de acum înainte. Foarte bună energia, foarte, foarte bună. Pajul de cupe. Vin niște mesaje pentru voi, exact ceea ce vreți să auziți și vă simțiți realmente topiți de emoții, într-o stare de bine și într-o energie care vă învăluie așa. Roata destinului clarifică pajul de cupe. Veți intra sau fără voia voastră pe linia de destin potrivită, veți ajunge în locurile potrivite pentru schimbare, pentru că lumea se schimbă. Avem puterea peste prima roată a destinului, puterea să faceți o schimbare, puterea să vă maturizați, puterea să acționați. Pentru alții dintre voi, o condiție medicală care are legătură cu partea cardiologică, cu inima, poate se îmbunătățește. Trebuie să aveți grijă la ritmul cardiac, la tensiunea arterială, la efort fizic depus. Avem aici îndrăgostiții, pajul de spade. Gânduri noi, gândurile voastre, puteți manifesta în viața voastră cel partener bun și potrivit pentru voi și lumea.
Avem 10 debute, încheierea unui ciclu karmic în relațiile voastre. Pentru unii dintre voi să știți că aici este o sarcină. Puterea este casa leului și pajul este energie de copil, o sarcină mult așteptată în cazul în care vă doriți acest lucru. Se vindecă un copil, se așează lucrurile în poveste. Sunt niște schimbări mari, voi cunoașteți pe cineva aici, să știți. Ajungeți la o concluzie aici, în această lună, dacă sunteți în cupluri. Concluzia potrivită. Și avem din nou puterea și 3 de cupe. La concluzia care vă bucură sufletul, vă eliberați de o povară sufletească mare, 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 de atașamente. Avem diavolul, de atașamente. Vă eliberați de atașamente. Ieșiți din complicații, din trio, din toxicitate, din dependențe. Se încheie chestia asta. Și avem 8 de bâte. Progres. Un pas în față către o nouă viață. Talismanele. Aici avem intestinul, stomacul, ceva ce nu puteți digera. Fie aveți provocări cu digestia, fie trebuie să acceptați ceva în viața voastră pentru a putea face un pas înainte. Aici avem întotdeauna iubirea. Veți avea parte de susținere și uite, persoanele la care vă gândiți voi acum vor afișa în această lună reciprocitate. Vor răspunde sau vă vor corespunde. Pentru alții dintre voi este necesar să eliminați confuzia. Uite, veți topi ceva ce a înghețat, veți finaliza niște relații unii dintre voi, veți ieși din niște încurcături alții dintre voi. Prietenii nu mint. Veți avea parte de aliați unii dintre voi. Poate ați avut genul acela de complicații prin relații, trădări cu prietenii cei mai buni sau ceva de genul acesta, iar pentru alții dintre voi s-ar putea să vă îndrăgostiți de niște oameni care le au așa pe toate, sunt maturi, sunt înțelepți. Niște calcule la nivel financiar care au legătură cu modalitatea voastră de a cheltui pe micile plăceri ale vieții și cu a fi risipitor. În această lună veți avea niște concluzii la nivel financiar despre cum să vă cheltuiți banii și cum să îi economisiți mai bine. Suntem ceea ce credem că suntem. Este o lună a înțelepciunii. Uite, dacă eu cred despre mine că sunt inteligent, voi face demersurile necesare să și susțin ceea ce afirm. Este o lună în care învățați sau începeți, vă vin idei să faceți lucruri noi, care vă ajută în viitorul vostru. Avem aici, uite, loial. Unii dintre voi veți avea parte de prieteni foarte buni. Vă cer ajutorul, vă ajutați reciproc. Aici avem lucrurile care contează cu adevărat pentru tine, să conteze și pentru mine. Un suflet pereche, protecție divină, o situație care se îndreaptă, o situație la care voi v-ați gândit, pentru care v-ați rugat. O excursie, o călătorie pe care acum o începeți și care vă arată drumul, calea, vedeți, intrați într-o nouă eră alături de cineva. Acest accent pe străinătate este pus aici, un dor de casă foarte puternic este aici relevant. Nu mai aveți timp sau unii dintre voi vreți să vedeți acum. Aici avem stay classy, este vorba despre cineva foarte rafinat cu care puteți sta de vorbă, cineva cărei minte sclipește și este o chestiune de întâlnire predestinată. Atenție la partea electrică, pentru alții dintre voi este important să vă regenerați la nivel energetic, la nivel de energie a corpului fizic, judecata, da? Și aici avem un pește, compromisul, sacrificiul sau compasiunea, iubirea aceea necondiționată, puteți să vă întâlniți sufletul pereche, care are legătură, iată, cu credința voastră. În funcție de ceea ce credeți că puteți avea, asta veți manifesta. Dacă aveți nervi, veți atrage conflicte, dacă sunteți liniștiți, veți atrage iubire. Uite, este ora exactă pentru ca o dorință să se îndeplinească pentru voi.
Poate o călătorie, iubire, iubire și iar iubire, iubire, plutim, fluturi în stomac, ne desprindem din concret și apoi ne întoarcem cu picioarele pe pământ pentru că avem energie de capricorn în casa a cincea. O petrecere pentru care vă aranjați și o trezire, trezirea, unii dintre voi s-ar putea să aveți provocări cu insomnia, dormiți puțin. Atenție la hormoni, din nou o trezire. Atenție unii dintre voi la fertilitate, da? Aici este exact fertilitate și atenție că puteți deveni părinți sau nu știu dacă nu doriți o sarcină. Este timpul să lucrăm la stabilitatea noastră, vă maturizați, veți avea niște gânduri mai concrete, mai ancorate în realitate în această lună, veți fi foarte atrăgători pentru ceilalți. Aici este turnul și m-am hotărât că trebuie să fac ceva pentru mine și să arăt bine, să am eu încredere în mine, nu contează ce spun ceilalți. Și aici avem berbecul. Un berbec poate fi foarte important în viața voastră sau începeți ceva nou cu foarte multă pasiune. Și aici poate fi o idilă. Da? Cu cineva este o îmbrățișare, avem inițiala H sau ceva ce are legătură cu ceea ce se află dincolo de hotarele țării în care sunteți voi. Pentru alții dintre voi este o horă, o îmbrățișare, o strângere în brațe foarte pasională. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, plină de iubire și de sănătate, să petreceți frumos și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!